Potrivit unei informări transmise de Consiliul Județean Suceava, de pe aeroportul Ștefan cel Mare din Suceava se va efectua zboruri de la Suceava spre Egipt, Hurghada, începând din luna aprilie, iar de la finele lunii mai spre Antalya, Turcia. Operatorul aerian Air Bucharest a stabilit programul de zbor pentru destinațiile de vacanță pe care le va opera de la Suceava în sezonul estival 2021. Astfel, începând din luna aprilie, vor fi zboruri de la Suceava spre Hurghada, Egipt, iar la finele lunii mai spre Antalya, Turcia. Programul preconizat al destinațiilor se prezintă astfel după orele locale. Hurghada, începând cu 4 aprilie, 24 octombrie anul curent, în fiecare zi de duminică, are loc o decolare din Hurghada la ora 11:15 și aterizează în Suceava la ora 14:45 și decolare din Suceava la ora de 15:35 cu aterizare în Hurghada la 19:05. În Antalya, în perioada 27 mai 30 septembrie anul curent, de luni până joi, vor decola zborul de la ora 9:15 din Antalya și aterizează în Suceava la ora 11:15 și are loc o decolare din Suceava de la ora 12 și aterizează în Antalya la ora 14. Joi are loc o decolare din Antalya la ora 15 și aterizează în Suceava la ora 17. Apoi are loc o decolare la ora 17:45 cu aterizare în Antalya la ora 19:45. De asemenea, Coredon Airlines va opera zboruri charter de vacanță spre Antalya în perioada 6 iunie 29 septembrie anul curent în fiecare zi de duminică cu decolare din Antalya de la ora 8 și aterizare în Suceava la ora 10:10 și decolare din Suceava la ora 11:10 cu aterizare în Antalya la ora 13:15.